continuăm discuția, acum putem să o facem mult mai așezat așa. Și au fost câteva lucruri pe care le-ai zis în partea care a intrat la TV, care unde voiam să fac așa un follow-up imediat, dar m-am abținut. Greu e. Așa. Și aș începe cu finalul, că e mai aproape și de cei care ne-au urmărit la TV. Exact chestia asta o am eu și constat asta și în cercul de prieteni și peste tot, că atunci când mi-am schimbat mindset-ul, când totul a fost despre sănătate, nu despre altceva, lucrurile au început să se schimbe de la sine. Știi, e la fel ca la nutriție. Când o faci despre sănătate, longevitate, mobilitate, kilogramele dispar de la sine. Că noile obiective te obligă să introduci niște obiceiuri bune de care să te ții. Obiceiuri care devin stil de viață. Uite, am fost miercuri, marți seară, la lansarea grilei, la prima. Și am ajuns, a început totul acolo la ora 8. Eu am terminat emisiunea, n-am apucat să mănânc, am plecat, am ajuns acolo. Eu nu mai mănânc după ora 18, adică maxim 18:30 seara. Și acolo mâncare, băutură, ca la nebun. Toată lumea bea, toată lumea... Și n-am pus gura pe nimic. Și veneau la mine, băi, mâncare, mănânci, bei, ce bei? Eram cu o sticlă cu apă în... Și păream un imbecil și răspundeam la toată lumea, zic, bă, nu mănânc. Cum mă nu mănânci? Că uite, sushi, uite, eu sunt mort după sushi. După... Zic, bă, nu mănânc, că uite, eu nu mai mănânc seara. Și așa, dacă mănânc acum, pentru că eu nu mai mănânc seara de foarte mult timp, nu pot să dorm la noapte, deloc. Adică chiar îmi face rău treaba asta, pentru că a ajuns să fie un mod de viață. Și foarte mulți erau așa, să uitau, bă, nici eu nu, dar acum e, știi? Adică toată lumea, bă, e o ocazie, mă duceam la oameni cu care am discuții, adică prieteni sau colegi din trus cu care am discuții, care nu pot să se lase de diverse chestii și zic, bă, ce faci? Bea un gin. Păi zic, n-a rămas că nu mai bei? Stai, mă, asta o facem o dată pe an. Dar sigur, săptămâna viitoare e ceva la fel, știi? Acum, tu știi, în lumea consumatorilor, din păcate, există acte și de autosabotaj și de heterosabotaj. Lucrez în domeniul ăsta deja de mulți ani. Și întâlnesc oameni ale căror povești sunt foarte apăsătoare. Una dintre poveștile care a rămas cu mine, spre exemplu, este un foarte, foarte cunoscut fotbalist, n-am să menționez numele, din generația veche. Și care îmi povestea la un moment dat cum s-a lăsat el de băutură. E greu, scuze-mă, doar o glumă mică, e greu să spunem cine, că din generația veche trei sferturi beau. Așa. În sensul în care se intoxica, i s-a făcut rău, a ajuns la spital și vezi, doamne, în miez de noapte, șeful secției, care era un faimos chirurg, l-a trezit, l-a zgutit și a zis, hai mă cu mine. Și l-a dus într-un salon și l-a țintuit în ușa salonului. Într-un pat murea un om de hemoragie digestivă superioară. Uh-huh. Adică era un alcoolic în stare terminală, cu varice esofagene care îi se rupseseră, medicii nu mai puteau face nimic. Evident că este o imagine înspăimântătoare. Omul spunea, m-a ținut, zice, ca pe câini. M-a ținut de ceafă și a zis, uită-te. Uită-te bine, că voi nu știți treaba asta. Și beți și vă îmbătați și vă faceți de râs. Aici o să ajungeți, mă. Să-ți rămână imagine. Pentru el imaginea asta, trecuseră 30 de ani de când nu mai bea, era o imagine, hai să zicem, cristalină. Asta îl remotiva, îl revalida pe el. Dar noi știm în domeniul ăsta că instilarea terorii și a fricii nu funcționează la toată lumea. Bățul nu dresează toți măgarii, păstrând proporția alegoriei. Și care va să zic că ai nevoie să mergi și cu alte modele către oameni. În realitate, și cele mai bune algoritmuri de lucru în zilele noastre, și cele mai comprehensive, și cu pastile, și cu terapie, și cu mindfulness, și cu detox, și cu ayahuasca, tot ce vrei tu, nu depășesc ca rată de succes 65%. Nu depășesc. Două treimi poate că o să reușească să escaladeze muntele sobrietății, o treime nu sau niciodată. Când ești medic, nu poți să-ți împarți pacienții în două, ăia buni și aia răi. E cam bancul cu ciobanul, și ele albe și ele negre, tot ale mele. Și atunci ai nevoie să-ți lărgești un pic palierul, să te gândești ca strategie de sănătate, că vorbim de sănătate, ce poți face pentru absolut toți. Prima problemă este obsesia sobrietății. Ăsta este primul pas, prima piedică spre succes
Și vor fi oameni, eu îi văd în cabine, care vin și spun, bun, gata, de mâine vreau să intru să fac abstinență. Ok. Le explic abstinența, uite, facem așa, așa, uite, astea-s medicamentele, ăsta e psihologul, aici este intervenția. 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12 luni, 24 de luni, 36 de luni. Ai spune că oamenii care ajung la 3 ani și nu beau, au scăpat. Sunt, între ghilimele, da, mai bine decât oamenii care au o recădere în primele 6 luni. Paradoxul e că nu. Am spus că eșecul este, de fapt, trambulina către succes. Sunt oameni care, dacă sunt cu adevărat interesați să-și înțeleagă boala, vor afla chestia asta din doctrina eșecului. Pentru că aia îi învață, de fapt. Uh-huh. Învață că eșecul este și când se simt frustrați și vor să folosească paliația, adică un pahar. Și când se simt bine și constată că parcă lipsește ceva și nu are haz umorul dacă nu este stropit. Parcă prietenii nu mai sunt de bun, parcă femeia nu e la fel de dulce. Și învață eșec după eșec după eșec, de fapt, cât de pervers este acest instrument. Pentru că știi care e culmea? Creierul folosește alcoolul ca pe un instrument, dar la un moment dat dă coada din câine. E atât de ingenios alcoolul etilic din natură, încât călărește organisme vii, culmea, pentru a se replica. Știi că există, de exemplu, o teorie în biologie care spune că, de fapt, grâul a domesticit omul și nu viceversa. Da, pentru că Harari despre ea. Pe când era sălbatic, avea 7 bobițe pe un spic, după ce a păcălit un om să dea la sapă de jur împrejur, a crescut la 11. Mm-hmm. E, și oamenii sunt replicanți, pentru că alcoolul etilic este o substanță organică, intermediară în diverse axe metabolice, care e fabuloasă, pentru că reușește să subjuge om, maimuță, diverse șopârlice, și care în procesul respectiv îl replică. Mm-hmm. Asta și pentru că fiind solubil, trece pur și simplu prin celulă. Și deci explică asta. Huberman am randamentul lui energetic este 100%. Adică e, dacă vrei, combustibilul perfect cu o mică, știi cum se zice, cu o mică problemă. Mica lui problemă este că, de fapt și de drept, ai o limită în care energetic e folosit perfect, dar în exces e toxic. Și e calorie goală. Adică ce explică foarte bine Huberman, după ce îl transformă o dată, de două ori și a treia oară și ajungi să ai ceea ce se numește ATP, deci energie pentru... E o energie pe care o folosești doar pe loc. Da? Ea nu se stochează nicăieri, nu are vitamine, nu are nimic. Și în exces e toxic și în mod direct, arde. Arde. Da. Arde moare, piele, arde mână, ține, are ficat, dacă folosim arde mat. Să dezinfectăm, corect. Nu? Arde, respectiv 2, ca să-l scoată mai repede, ficatul folosește o enzimă de compromis. Da. Adică ce a avut prin cămară. Uh-huh. Mai exact, o enzimă care se cheamă aldehid dehidrogenază. Da. Și care ce face din alcool, ca să înțeleagă care e mai toxic face decât... Face formol. Da. Face formol. Ce facem noi cu formolul în viața asta? E. Conservăm mortăciune. Da. Formalizăm. Eu când eram student la medicină, de exemplu, la Catedra de Anatomie, era Muzeul Rainer, în care în borcane cu formol erau organe, fetuși și așa mai departe. Formalizăm. Formaldehida e una dintre cele mai țapene otrăvuri. Oamenii care consumă cronic alcool au o toleranță la formaldehida. Ce se întâmplă când intră în abstinență? Stau 6 luni, 12, 36. Sunt anumite ceasuri biologice care se resetează. Drept urmare, recăderea are multe fațete. Relația dintre medic, psiholog și client-pacient, triada asta, ar trebui să fie lungă, chiar foarte lungă. Și să fie periodic ranforsabilă. Dumnezeu să-l ierte, Robin Williams, care a avut o abstinență care a ținut 26 de ani. Spunea așa la un moment dat. Spunea, eu sunt abstinent de 10 ani, în fiecare an mă duc în rehab, stau o lună acolo, în comunitatea terapeutică. Fără să fi căzut. Fără să fi căzut, fără foarte să interesant. Nimic. Da. Să-mi revalidez mie lucrurile. Pentru că tinzi când ești sănătos, tinzi să uiți. Tinzi să uiți și chemarea, și pericolul, și trauma. Și apoi mai e un lucru. E într-adevăr o fereastră de oportunitate în care când mergi la medic, poate că sunt lucruri pe care le vei salvgarda. Dar mai vine și un moment la care, realist vorbind, n-are sens să-i dai omului speranță. Ca și în alte boli,
și independența de alcool după un anumit moment... Nu mai e. Sobrietatea nu că nu mai este accesibilă, ea oricând este accesibilă printr-un mecanism oarecare. Afli despre tine că ai un cancer de colon și trebuie să stai jumătate din mați, faci un infarct, un accident vascular, adică un șoc puternic reușește să zdruncine omul în sobrietate. Bun. Dar astea sunt excepții. De regulă ajungi că nu se mai întâmplă chestiunea asta. Și revin. De-abia de acolo începe consumul responsabil. Din păcate, în România, consumul responsabil este o chestie care e foarte puțin practicată, educațional. Din alcoolul pe care noi îl avem la distribuție, majoritatea este vândut la volume. Adică noi vindem alcool ieftin. Uh-huh. Nu ieftin, ci foarte ieftin. Întrebarea e de ce îl vindem atât de ieftin? Pentru că noi știm că, să zicem, din 500.000 de consumatori zdraveni de alcool, un număr de mor în fiecare zi, dar un număr de vin și le ocupă locul. Eu când imaginez barca asta dependenților de alcool, parcă să zic, poate că o să fie mai rece și lipsit de empatie, parcă nu mi-e așa de mult de cei care se duc și sunt iertați din povara asta a alcoolismului. Cât simplu fapt că sunt mereu aia care intră, se realimentează. Carnea proaspătă de tun. Sunt de obicei oameni tineri, 20-21 de ani. Sunt, nu toți dintre ei sunt terchea, berchea sau oameni care trăiesc în sărăcie. Sunt viitorii noștri medici, sunt viitorii noștri avocați, sunt viitorii noștri jurnaliști, sunt viitorii noștri contabili, economiști, pompieri, polițiști, militari, politicieni. Uh-huh. La momentul respectiv, poate că... Așa. La momentul respectiv, ei nu își dau seama pe ce barcă s-au suit. Pentru că dacă e o tâmpeală de asta, o absolut idioțenie a vârstei, este că tot timpul omul tânăr o să zice... Eu nu o să repet greșelile lui Babacu. Mm-hmm. Nu o să-mi dau eu voie să ajung acolo. Dar ești deja pe barcă. Tu nu mai ești în control. Am venit dintr-o generație în care 3 sau 4 dintre prietenii mei, cu care acum 20 de ani, cum povesteai și tu, eram minor, dar în 90, te duceai la orice cârciumă, comandai bere, îți dădea cârciuma rubere la 15 ani. E, din generația respectivă sunt deja, eu am 43 de ani mâine, păi mine, oameni care sunt într-un grad avansat de alcoolism. Și tristețea este nesfârșită. O strategie națională pe sănătate mentală, care să se ocupe de dependențe, ca prim pas, și o zic de ani de zile, ar trebui să ia din banii aia însângerați taxa pe viciu. Așa e. Și să-i dea înapoi comunității. De ce nu se face asta? Adică știm cu toții de ce. E o întrebare la care răspundem iar amândoi și... Principala problemă pe care o ai este că, la fel ca și în controlul armelor în Statele Unite, Bill Clinton a spus-o, nu eu, subiectul este crystal clear, e clar ca cristalul în dezbaterea publică. La ei, de exemplu, ar trebui să reducem accesul la armele de asalt și ar trebui să... Pentru că, la fel și în România, ar trebui să facem ceva cu consumul de alcool. Dar spune Bill Clinton, pe focus grupuri și pe sondaje, asta nu aduce nici măcar un om la vot, nici măcar dintre aceia, în cazul românilor, care au pierdut membrii ai familiei din cauza dependenței de alcool. Și atunci, de ce să ne facem noi gândirea campanie? Politicianului fiind făcută pe 4 e ani. E extrem de conservatoare, dar nu numai, dar și ca strategie, pe doctrină, pe ideologie, chiar dacă am fi o democrație consolidată, să aduci chestia asta în agenda, să spui, bun, o să băgăm 1,5 miliarde de euro, ar trebui să băgăm noi cel puțin în sănătate mentală pe domeniul alcoolului, încât să mutăm acul. Sunt foarte mulți bani și trebuie să fie o agendă care se întindă pe cel puțin 10 ani și care se cuprindă de la reabilitare, centre, construcție, formare de personal, ei de la școală, antrenezi, infirmieri, asistente medicale, alcoologi. Nu știu dacă știi asta, câți bani avem în PNRR pentru asta? Foarte puțin. Da? Spre niciunul. Ok. Nu, PNRR-ul n-a fost gândit ca un instrument care să adreseze probleme de sănătate, a fost gândit mai degrabă ca un flux de bani care să ajute infrastructura. Ca să-ți faci tu o idee, e ca și cum dacă eu am o problemă cu mașina, banii din PNRR sunt despre termopanul de la service, nu sunt despre cât de bun e mecanicul mașinii mele și dacă există mecanicul ăla. În momentul de față, dacă stai să te uiți la cum e școala românească, drama e că nu formăm personal. Pentru că după aia nu știm unde să-l ducem. Sunt câțiva oameni foarte faini pe care eu știu și care au tot căutat să țină domeniul ăsta viu, dar au ajuns să urle un pic ca lupii în pustie și la autorități, dar și la societatea civilă. Pentru că
ei și-au construit campaniile de bună seamă prin CSR și prin fonduri europene, etc. Dar și capacitatea lor de absorpție este limitată. Ca să înțelegi, în fiecare an, poate că ies de pe banda asta rulantă, de pe conveyor belt-ul ăsta al psihiatriei, 100 de psihiatri noi. Câți dintre ei o să fie dornici să intre în domeniul tratamentului adicțiilor? Poate că 5 per generație. Da, 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 da. Dar dintre asistenți medicali, care să lucreze unde? Pentru că noi nu avem establishmentul, nu avem stabilimentul ăsta făcut. Ți-ar trebui 10 ani încât să ai o cohortă de profesioniști. În aia 10 ani ar trebui tu să finanțezi, să dai cu banul în ei și mai mult decât atât, să dai cu banul în campanii, să dai cu banul în presă, să dai cu banul... Vine lobbyistul care îți vinde în răstimpul ăla alcool în România de sute de milioane de euro anual și îți cuipă semințe în cap. Mi-aduc aminte că a trebuit să facem un... Am fost expert invitat la organism, la CNA, ca să dezbatem cartonul privind efectul alcoolului la minori. Am fost expert invitat la povestea respectivă și principala motivație că m-a invitat pe mine este că se opuseseră lobbyiștii din industria, nu mai spun care, okay, cu privire la acest conținut, că la copil și adolescent consumul de alcool dăunează creierul. E o propoziție simplă, este definitivă, este sprijinită de date și așa mai departe, dar pentru ei era echivocă. A avut loc o discuție, cam cum era pe vremuri, în Statele Unite, lobby-ul companiilor producătoare de tutun, privire la relația tutun-cancer de plămâni. Da. Tot felul de șopârlițe, tot felul de nuanțe, tot felul de... Ei nu, erau numiți... Uite că avem și noi un studiu. Lobbyiști, da, erau numiți negustori de îndoială. La fel și aici, negustori de îndoială în România. Nu avem nevoie să avem dreptate, avem nevoie să introducem îndoială. Absolut, avem nevoie să dăm de gândit. Că până la urmă am avut și eu un unghi care a trăit până la 90 de ani și în fiecare dimineață, zice românul pe burta goală, lua un par de țuică și era sănătate curată, că era de-a noastră, domnule, era din prunul nostru, din grădină, nu era chimicală cu etichetă pe ea. Și aici, educația, dintr-o dată, îți dai seama că e ca un morman inert, irațional, pe care trebuie să vii și să-l iei, să-l spargi cu dalta și să se succeadă niște generații. Deja dacă stai să te uiți, noua generație, mă refer la puști copii, cum e Fimiu și care urcă mai departe, e mai puțin interesată de alcool. Asta se întâmpla și când eu îmi făceam formarea în Canada. Canadienii treceau printr-o perioadă de dezinteres la adolescenți față de alcool. Dar paradoxal nu era un dezinteres că erau neapărat mai bine educați, ci pentru că începuseră să aibă alte jucării. Alte jucării care știm astăzi care sunt legale, nobotanice, substanțe de sinteză, care sunt hilariante și așa mai departe. Piața drogurilor recreaționale a devenit mult mai diversă în ultimii 15 ani. Și aici este o veritabilă problemă, noi dacă singularizăm alcool. Noi zicem, domnule, uite, noi facem chestia asta, restul nu ne interesează. Fumat, alcool și tutun. Bun, să zicem, astea două, căs tradiționale, căs te omoară, dacă te uiți pe studii, pe cohorte, pe Framingham și așa mai departe, acolo le vezi, bine, acolo le vezi că acolo le-au pus ei. În Framingham, de exemplu, nimeni asta se uită la impactul GHB-ului, al gamma-hidroxibutiratului asupra mortalității. Că nu era o problemă atunci, acum 50 de ani. Bun. S-ar putea să constatăm că ne iese, că am scăzut ponderea de consum populațional, dar că vedem alte paliere crescând. Să știi că asta se vede la alcool. Și îți dau câteva exemple. Am vorbit, mie mi-a venit o idee în timp ce făceam, o spun din nou, poate o face cineva până la urmă, că nu știu dacă o să fac. Dar mi-a venit o idee de business, acum vreo lună. Am citit într-un curs... un curs de nutriție sportivă, eu sunt nebun cu chestiile astea, mă specializez și pentru proiectul nostru Starea Performanței, pe care l-am început acum. Și într-un curs acolo, nutriționistul sportiv respectiv recomanda și o dată pe săptămână polifenoli din vinul dezalcoolizat. Am stat, am citit toată aia. Proantocianidol, da. M-am dus la link-ul respectiv, am citit cercetarea omului. După care l-am sunat pe Darius Pripon de la Crama Jelna, un winemaker foarte ok, care e prietenul nostru, și am zis, bă, fii atent, cât mă costă, vreau să scriu un proiect european sau să iau bani de la bancă sau o instalație prin care să scoatem alcoolul din vin astfel încât să-i păstrăm proprietățile bune pentru sănătate, pentru că vreau să fac o linie pentru sportivi
să învățăm pe sportiv cu vin fără alcool. Adică pe oriunde să duc să existe și acest vin fără alcool din care să poți să bei un pahar fără probleme. Uite, mie de pildă merge foarte bine cu berea fără alcool. Când merg și mă văd cu prietenii, îmi iau, am ales din berile astea fără alcool, că să fac acum și artizanale și nu știu ce, am ales ceva ce îmi place și mă duc cu un six-pack din ăsta. E o soluție. Înțelegi, eu iau cu mine, bună ziua, am venit și eu, astea sunt, le beau și eu, unde stăm? Colo la grătar, eu mai am o problemă că nu mănânc nici carne, dar să rezolvă și asta. E, și ăsta a zis, bă, pot să fac. Uite, e să face în patru feluri, să nu știu ce, să la zice, bă, dar crește foarte mult solicitarea pentru așa ceva. Am încercat vinurile fără alcool de pe piață. Că am zis, bă, vreau și eu să am, dă, la o ocazie, la o chestie, la un nu știu ce, să beau ceva care n-are alcool, dar să-mi facă plăcere și să-mi, cum să zic, să mă integreze în tot ce se întâmplă în jurul meu. Și mai ales dacă are gustul vinului, că gustul vinului nu-i nasol, nu e o chestie, mie îmi place foarte tare. Zic, hai să văd, am luat toate vinurile. Și am vorbit cu un tip care are un site pe treaba asta și vinde de o grămadă de timp și a zis, domne, vânzările în ultimii ani au crescut incredibil. Incredibil. Problema cu acest vin fără alcool e că sunt mai multe feluri prin care se face și ăsta pe care l-am cumpărat eu și care este o poșircă incredibilă, nu poți să o bei, am încercat vreo 15 sticle, este ceva incredibil. Practic e un suc de struguri, dar el n-a fost niciodată alcool. Mm-hmm. Deci el nu este vin dezalcoolizat, e o chestie făcută care a atins ceva, coajă de strugure și sâmbure, o nebunie de asta, știi? Și au făcut un fel de suc, pe care i-au încercat probabil să-l aducă la un gust care nu are niciun fel de legătură. Pe de altă parte, am gustat acum recent vin dezalcoolizat, care mi-a plăcut, care a fost ok. Pentru că am lansat toată treaba asta publică, s-au apucat oamenii să-mi trimită din diverse colțuri ale lumii câte o sticlă de vin dezalcoolizat, care e cu totul altceva. Și vorbeam cu tipul ăsta de la site-ul respectiv, care mi-a zis, băi, creșterea e fantastică. Adică, de pildă, în state, tot ce se produce prin Europa și pe aici, se duce în state, ăia cumpără tot, iar la noi crește foarte mult. Foarte, foarte mult. La fel cum mi-a zis și omul la care am stat în vara asta la o pensiune la Eforie, am fost la festival la Tuzla și am stat acolo la Eforie într-o vilă Belantu, se numește, super ok, am promis omului că-i fac un, am uitat, era fan al emisiunii și mi-a zis dimineața la, domnul dragul, nu mâncați carne, domnul, m-ați nebunit, nu, dar vreți să vă spun ceva? Din 10 turiști pe care i-am avut anul ăsta, din 10, 3 nu consumau carne, m-au întrebat de bere fără alcool, alții m-au, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci, iată, se simte cumva această creștere. La Mega Image am intrat... Probabil că se va întâmpla cum se întâmplă și în industria combustibililor fosili. Aha. Da? E o generație care acum patinează pe diverse nemulțumiri, dar și pe diverse atracții pentru tehnologie. Eu nu cred că vine ziua în care alcoolul nu va mai fi. A, nu? Da. Dar cred că vine ziua când alcoolul va reintra în albia lui firească. Uh-huh. Anume, era, cum se spunea, băutura zeilor. Plebea, să știi, că n-avea acces la alcool. Era o chestie care, totuși, lăsând la parte orice altă ordine, orice altă poveste științifico-fantastică, era cumva limitată, restricționată și privită cu deferența proporțională, cu o formă de zmerenie. Ca în multe alte lucruri sau locuri. În zilele noastre, accesul la alcool este atât de ușor și continuă să fie atât de ușor exploatat. Sunt bani însângerați. Nu, și mai e o chestie. Eu nu cred că percepția oamenilor va ajunge, adică ne vom dezvolta mintea astfel încât să ajungem în punctul ăla în care să zicem, bă, doar nu bei, că nu ești prost. Adică, pe ideea asta, să ajungi să fii conștient de gândul că acest obicei făcut permanent, la fel ca fumatul de pildă, da. Hai mă, ce ești prost, vrei să stai între 50 și 70 de ani numai până spitale și numai până... Te uiți în schimb la căutarea de senzații, știi că deodată ieșim din zona substanței și intrăm în zona fisiologiei comportamentului uman,
este o perioadă, hai să zicem, vulnerabilă, susceptibilă, neapărat vulnerabilă, începând cu adolescența timpurie 12-13 ani până spre 30-35 de ani, sunt două decade și mai bine, în care creierul caută senzația. Corect. Ca să-și construiască o nouă bază de date. E, în căutarea senzației, să zicem că e închis drumul ăsta fosil al alcoolului treptat, de undeva creierul va trebui să-și o ia. Și aici intervine paradoxul cultural. Pentru că, în mod normal, ar trebui să-și o poată lua din mișcare în aer liber, din sport, dintr-o formă de competitivitate socială adecvată, din human bonds, ties and bonds, legături umane, nu digitalizarea asta bolnăvicioasă. Legături cu sens și cu miez și cu sâmbă, da? Toate lucrurile astea sunt vectori de civilizație socială în care, din nou, cineva trebuie să bage bani. Deocamdată la noi, sala de sport este în câmp, terenul de fotbal este în pantă. Există... Sau terenul de sport de la școală e încuiat. Sau așa. Există puține voci care mai vin și îndrăznesc să provoace status quo, să spună, băi, dacă stai să te uiți la viitor, ok, educăm copiii să nu mai bea. Ok, le punem pedepse, nu cumva să îndrăznească un drog recreațional, îi trimitem pe toți în gulag. Bun, dacă nici aia nu și nici aia nu și nici din aia n-ai nevoie, ce se va întâmpla cu generația asta? Îi împingem pe toți în hub-urile lor digitale să stai să joace diverse trăznăi pe terminalele mobile? Îi amputăm și mai mult în conectomica lor de vecinătate imediată. Cam așa arată lumea viitorului. Pentru că, prin comparație, lumea copilăriei mele, care e totuși analogică, vine din comunismul ăla târziu, care încă mai beneficia de conservatorism și de bunici, bun, familia nucleară pe 3 etaje, etc. Tot stăteam claie peste grămadă. Acum, ironia face că noi am învățat și cum să bem, dar și cum să nu bem. Și cum să ne ajutăm unii pe alții încât să nu pățim ceva. Și cum să facem astfel încât să nu ajungem să ni se facă rău. Cu ghilimele, da, de rigoare. Da. Sau cum ne tratăm an, să părem că n-am făcut. Corect. În ultimii ani, fără să fie o statistică oficială foarte coerentă, numărul intoxicațiilor de alcool care să aducă pacientul minor la spital s-a înmulțit. Asta nu înseamnă doar că beau mai mulți adolescenți, pentru că, realist vorbind, nu cred că beau mai mulți adolescenți, nu cred nici că beau mai mult decât beau în trecut, beau mai prost decât beau în trecut, acolo unde ar trebui să bea mai bine și mai puțin. Mm-hmm. Care, culmea, cred că e tot una. Da, am văzut asta, mi-au povestit și copiii, că sunt pur și simplu proști, adică noi învățam prima dată cum să bem. Da. Bă, boule, te-ai apucat de una, stai pe aia, ai făcut asta, nu combina așa cu așa, înțelegi? Învățam poeziile alea, berea după vin e chin, da, vinul după bere e plăcere, că le știam. Și când ajungeai undeva, cum era mai aia? Era, deci ce-ai bun, mă, vin? Nu era doar asta, era, dacă vrei, fără să fie foarte psihologizată, era o școală naturală de prevenție. Mm-hmm. Ce fel de prevenție? Nu primară, anume... fără consum, da. Cât secundară și terțiară, anume prevenția complicațiilor și prevenția recăderilor. În epoca respectivă, obiceiul avea un grad de toleranță și era un rite of passage, era un ritual de inițiere. Făcea ce drept parte din masculinitatea cuiva, mai ales dacă erai băiat și urma să fii bărbat, să știi cum să bei. Ba chiar era un avort al bărbăției și al virilității dacă nu puteai ții la băutură. Ăla nu ține la băutură. Ăla nu e bărbat. Dacă nu e bărbat... Corect. Înseamnă că la fel, era o insultă fantastică. Adică ne aducem cu toții aminte, am avut povești din astea unde te duci la tatăl prietenei sau te duci și spune ceva în pahar și dacă zici nu bei la adică nu bei. Da. Păi nu, nu mi-l aduci cu asta. Cu toate astea, prevalența problemelor medicale, complicațiilor medicale derivate din alcool, să știi că nu era mai mare. Ea a devenit mai mare la momentul la care, dacă faci un pic, știi cum e, zoom out și te uiți din avion. Da, să obții perspectivă. Am început să mâncăm mult mai prost. Corect. Am început să ne stresăm mult mai mult. Sărăcia a devenit atât de endemică încât e un adevărat brâu în care alcoolul ieftin, de fapt, împește omul ca să nu-și aducă aminte mâine dimineață că, de fapt, el n-are soartă, n-are viitor, n-are serviciu, n-are niciun interes, n-are niciun rezon. Și de atunci pune un bilet la pariuri, că sunt peste tot. Pariuri sportive. Da. Dacă te duci pe brâul sărăciei, în centrul orașelor mici, da, sunt este amaneturi, de-a. Sunt case de pariuri,
sportive și sunt magazine de băutură. Și covrigării. Și covrigării. De-astea ieftine. Drept urmare, acestea sunt lucrurile pe care le-a adus fără să facem nicio formă de politichie, capitalismul de consum și libertatea asumată a democrației. Mm-hmm. Mm-hmm. În această nouă libertate, statul social a zis, du-te bă băiatule și vezi de treaba ta, cum crezi tu de cuvință. În brâul sărăciei trăiesc undeva la un 3, 4, 5 milioane de români. Noi spunem cifrele astea pe care le scoatem din buzunar, jumătate de milion de dependenți de alcool. Dar adevărul e că nu i-a numărat nimeni niciodată. Nici nu prea are cum. Medicii de familie care au în evidență oameni ar putea să spună, uite, avem 2 milioane de depresivi, dintre ei poate că sunt consumatori, da. 500 de mii, avem atâția diabetici. Și după aceea încep să te uiți la cum se suprapun populațiile acestea și încep să constați, păi stai un pic, că eu când am un dependent de alcool, n-am doar un dependent de alcool. Am un hipertensiv, am un diabetic, am un om care folosește servicii medicale de 10 ori mai mult decât un non-consumator, care nu poate susține serviciul, este un asistat social și uite așa înmulțești problemele și ajungi, dacă ar fi să fii minim deștept să faci un calcul, cât te costă pe tine, stat român, să tratezi pe pacientul Vasile cu 10 boli în care în cap are dependență de alcool. Americanii au făcut calculul ăsta și au constatat că pentru fiecare dolar care pleacă înspre vendorul, către vânzătorul de băutură, da. Statul american, contribuabilul american, știi cum le place lor să spună, plătește 5 dolari. Ei bine, putem să facem un calcul asemănător în România și să spunem că dacă piața de băuturi alcoolice în România este o piață de 250-300 de milioane de euro, ergo, statul român, păstrând proporția, anual cheltuiește 1,5 miliarde. Pentru această problemă. Pentru această problemă. Pe care nu o rezolvă. Pe care o păstrează așa. Da. Și își ia din taxă de viciu a 10-a parte. Că atât de deșteptă statul. Zice, nu domnule, stai că ne luăm și noi ceva. Luăm o taxă, 150-200 de milioane, o luăm și noi pe undeva, din accize, că mai punem un timbru, că mai punem o chestie. Prietene, dai de 10 ori mai mult pentru banul ăsta ca să menții status quo-ul problemei. Câte vreme dacă din acel miliard, ai zice, nu, știi ce, 500 de milioane și îi împart pe un buget multianual, facem un pact național, facem un program și dintr-o dată vrem să creștem sănătatea românilor ca să nu ne mai costă atât de scump la buzunar din bugetul nostru de asigurare de sănătate. Da, creștem conștientizarea, creștem informarea, creștem... Dar pentru asta un moratoriu ar trebui să vină dinspre toată lumea. Dinspre toată lumea. Ori... Deocamdată se pare că nu ne iese foarte bine România educată, dar minte România abstinentă. Nu ne iese nici, uite, stăm cu al 7-lea ministru plagiator din 24 la educație și după ce s-a aflat asta au fost 7 oameni la protest. Bun și așa. Adică, extraordinar. 7 în început. Știi? Adică și aici avem această problemă foarte mare. Iar în școli, nu se, eu mă uitam, am fiul meu încă la liceu, fiul meu deja la facultate... Nu se întâmplă lucrurile astea. Nu li se vorbește despre asta. N-au informații. Ei nu știu nici măcar lucrurile elementare despre alimentație. Deci nu vorbim... La diverse momente, poate că ar trebui să aplicăm încă acel mură în gură. Știi că, de fapt, comuniștii lui Dej în anii 50, dacă au avut succes, nu au avut succes cu doctrina, ci au avut succes cu abecedarul. A fost un lucru... Foarte interesant din punct de vedere istoric. Alfabetizarea României. Un capitol de istorie uitat. Că de multe ori s-a făcut spre o sânda predicatorilor ăstora comuniști care veneau cu carnețelul agitatorului într-o mână și cu abecedarul în cealaltă. Ei și-au dat seama că dacă omul nu știe citi, nu poți să-l copii degeaba îi dai tu scânteia. Da. Că o folosește la tabieturile zilnice. Dar era un fel de mură în gură. Și chestia asta ulterior s-a transformat într-o mașinărie infernală de propagandă. Să duci din nou mură în gură în școala românească, educație pentru sănătate, poate că ar putea să aibă același deznodământ, doar că democrația e incompatibilă cu mura și cu gura. Pentru că se bazează pe drepturi fundamentale, pe libertăți, pe dreptul la viață privată. Când am vorbit, spre exemplu, despre introducerea educației sexuale în școală, a existat un tsunami de critică. Oameni speriați, Dumnezeule mare, o să ne corupă copiii, vine unul cu un penis facă gigant sex, pe o tablă da, care se arată fetiței mele care este neprihănită. Bă. Cam asta e nivelul. Să introduce educație despre consum și despre substanțe în școli, pentru unii oameni ar fi sinonim, domnule, să te incită la băutură. Pentru că așa gândesc rudimentar încă mulți
Altfel, el n-are o problemă acasă. Ce nu știi? Pe la mic să-i cumpere da, domnule, asta e la mine acasă. Da. Ce nu știi nu poate să-ți facă rău. Negarea și represia sunt mijloace de supraviețuire pentru poporul ăsta, care nu e dobitoc, dar practică o îndobitocire surdă. Ca să poată ulterior lamenta, că e și asta o adaptare, public de obicei, nimeni nu ne-a dat nimic, domnule, nimeni nu ne interesează, nimeni nu-și dă, domnule, cu interesul, nimeni n-a venit de ani de zile la noi să ne explice, noi n-am știut, nu ni s-a spus. Vezi ce s-a întâmplat, spre exemplu, în pandemie. Când vine vorba despre alcool, alcoolul este marele killer, este rechinul alb al psihiatriei. Așa îi zice? Eu așa... A, tu așa îi zici. Okay. În bazinul cu pești, așa, este marele killer. Nu are inamic natural între alți agenți patogeni. Nici măcar tutunul. Tutunul e o broscuță testoasă pe lângă alcool. Da. De la naștere și până în mormânt, nu există pentru un psihiatru inamic mai versatil, mai păgân, mai parșiv, mai rezilient. Ca medic ajungi să admiri pe undeva estetica asta grotescă, damage-ul, dauna pe care poate să dea alcoolul unei minți, unui creier, unei mâini, lasă ficați, unei inimi. Nu există loc, de la unghie și până la sprâncenă, nu există loc unde substanța asta să nu muște. Nu există. Retină, cornee, lobul urechii. Deci sunt pacienți consumatori de-ai mei pe care eu îi simt de când le strâng mâna. Deci eu nu trebuie să-mi zică nimic. Da. Nu trebuie să respire înspre mine. Poate că n-au băut, poate că miros a gumă de mestecat. Din strânsul mâinii. Știu și cât beau, și de când beau, și cu ce daună. Trebuie doar să mă uit. Adică psihiatria se poate apropia la limită de chiromanție. Și de acolo începe o conversație care poate să fie foarte intensă. Da. Mie mi-a spus la fel un tip la care am fost... și care este iridolog și merge în sate vinerea și face consultații acolo să-i... Și a zis, doamne, principala problemă pe care o văd peste tot este alcool. Da. Adică este dezastru ce se întâmplă acolo. Mergi, stai de vorbă cu ei, nu există ceva mai rău în viețile acelor oameni decât faptul că au și fabrică și au acest alcool pe care îl consideră o chestie naturală, parte, ca, cum ziceai, ca apa. Da. Deci nu e absolut nicio diferență. Este al șaselea element. Da. Biserica, să știi, că are un rol foarte interesant în anumite comunități. Și acolo unde depășim momentul ăsta idiosincratic, știi, știință versus credință, pravilă versus studiu, s-ar putea că popa are un succes mai mare la public decât psihiatru obște. Păi da. Popa bea, popa îți dă la biserică mai spun un lingurița. În România post-decembristă, bisericile, că includ aici și alte culte, a reușit să facă ce n-a făcut statul român cu toți experții lui pește prăjit. Centre așezăminte, comunități terapeutice, reabilitare. Au învățat. Adică au luat un pic din chestia asta. Acolo unde poate că biserica are nevoie totuși să pună anumite granițe și să pună lucrurile într-un cadru formal mai... pe gustul meu mai smerit, dacă tot folosim în biserica, este ingerința medicală la nivel de explicație, dogmă, doctrină. Uh-huh. Adică să rămână totuși așezăminte care să fie centrate pe terapie și mai puțin pe prozelitism. Dacă e să lași lucrurile astea la o parte, eu ca medic, uitându-mă la harta României, când mă întreabă pacienți unde pot merge pentru ABC, din centrele care sunt în România, 3/4 sunt așezăminte bisericești. Aha. Uh-huh. Trebuie să o spunem asta. Nu cu recunoștință, cât la fel, cu un gen de luciditate. Pentru că acolo, de exemplu, în comunitățile respective, trebuie că a fost un preot care la un moment dat a zis, băi, nu se mai poate, trebuie să facem ceva. Și s-au găsit atunci bani, obștea a făcut a făcut turle la biserici și catedrale, au știut să facă și un loc pentru detoxifier. De ce nu putem emula noi chestiunea asta? Mi-e foarte greu să spun. Singura mea explicație de până acum este că e un subiect copleșitor, unde majoritatea oamenilor, inclusiv politici, se declară incompetenți. Și n-au ieșit în față, sau nu au capacitate, somitate, sau un anonim, totuși, cât de cât priceput, să zic că, uite, cam așa trebuie să arate. Ne mai vorbim de faptul că în România corupția în sănătate este în felul următor. De la 100 de lei cu care pleacă la drum finanțistul în sănătate,
doar 10 lei ajung la beneficiarul final. Cam atâtea sunt colateralele prin care ies bani din sănătate. Ies și legal, și ilegal. Drept urmare, vorbind de banii de care ziceam mai devreme, probabil că și asta a fost o piedică, probabil că și asta rămâne o piedică. Un fel de corupție care nu mai e despre furt și despre tâlhărie. E despre zeciuială. Mm-hmm. Și asta te pune pe gânduri oricând. Și despre absența oricărei dorințe de a aborda subiectul. Și de a tăia în carne vie. Da. Adică nu o să vedem niciodată de la președinție programul România trează, sau cum se zice, România... E foarte greu să nu pici cumva în circularitate vis-a-vis de chestiunea asta. Eu zic, ok, România trează. România este trează. Dar România duhnește de cât de trează. Da, neconsumatoare. Nu, România trează pentru că, de bună seamă, se recuperează cu greu, cu multă cafea și aspirină, după noaptea dinainte. Sunt atâtea locuri. Merg pe stradă, dacă intru într-o secție de poliție, eu văd ochi injectați. Da. Dacă mă duc la poștă, văd ochi injectați. Clar, clar. Dacă mă duc pe o secție la spital, acolo eu mă sperii. Tu știi, consumul de alcool este endemic printre doctori. Ba chiar există clasamente pe specialități. Serios? Da. Care sunt cei mai bețivi? Psihiatrii unde sunt? Nu. Noi suntem undeva pe la mijlocul clasamentului. Okay. Noi ne sinucidem mai des decât alte specialități. Da, bine, e de înțeles. Ok. Dar la nivel de consum de alcool, pe primele locuri sunt cei care lucrează în terapie intensivă și urgență. Să nu mai iau nume de rău. Dar adevărul e că au niște meserii extrem de consumptive. Corect. Și cu expunere foarte mare la tragedie și cu un sistem de suport psihologic inexistent. Și apoi cei care fac marea chirurgie, chirurgia toracică abdominală, vin, după care sunt gastroenterologii, cardiologii, după care vin interniștii, hematologii, oncologii, zice că sunt expuși, dar ești destul de cuminței. Mm-hmm. Și psihiatrii sunt pe la coada clasamentului. Dar este un hazard ocupațional. Știi că la un moment dat chiar a fost făcut un studiu comparativ cu privire la efectul insomniei asupra calității actului medical. O noapte de nesomn era egal 3 beri. Mm-hmm. Și cei din studiul respectiv, când au dat titlul pentru The New England Journal of Medicine, au pus o întrebare retorică. Ai accepta să te operezi un chirurg care tocmai a băut 3 beri? Răspunsul era nu. Că vezi că ăla n-a dormit azi noapte. Dar vezi că ăla n-a dormit azi noapte și a fost de gardă și cam la fel. Da. Dar în România este de largă răspândire și de tăcută complicitate, da? Metehnă. În facultate, mi-aduc aminte, sunt cel puțin trei doctori pe care eu i-am cunoscut, care mi-au fost profesori și care au murit prematuri din pricina complicațiilor dependenței de alcool de care suferă. Sunt tragedii, sunt oameni, uneori oamenii îmi spun chestia asta și eu le spun, medicii nu sunt un standard de sănătate. E mai rău decât la sintagma nu face popa, face zice popa. Mm-hmm. Medicii sunt dintre cele mai vulnerabile populații când vine vorba de adicții, de dependență. Și asta te pune pe gânduri, pentru că la fel sunt poate și controlorii de trafic aerian. La fel poate că sunt și militarii care sunt în teatrele de operații. Drept urmare, nu poți să vii cu un program care să fie o bâtă la un car de oameni. A, nu, nu. Clar. Și deodată încep să-ți dai seama că este un domeniu care ar putea să fie atât de generos pentru cine îl practică, ar putea să fie atât de generos în tot ceea ce înseamnă retur în comunitate, în societate, ar putea să contribuie până și la cursul leu-dolar. De ce? Pentru că oamenii care beau nu produc, nici măcar nu consumă, într-o perspectivă economică. Ei nu sunt decât prelungiri ale unei industrii care este extrem de feroce, extrem de rapace, extrem de competitive și care își înlănțuie consumatorul, pe care au tot interesul să-l țină cât mai mult în viață, să le cumpere trăscău, dar știu din start că acel om într-o zi va muri, drept urmare, care e soluția lor de succes? Veșnica și perpetua racolare de noi clienți. La fel e și cu păcănelele, cu pariurile, cu toate astea. De-aia zic, poate facem o discuție odată dacă ai chef de asta și noi am pornit așa ca un fel de campanie împotriva acestor case de pariuri care apelează la sportivi, apelează la oameni care sunt super apreciați în societate și recunoscuți, îi plătesc și ăștia îi îndeamnă pe oameni la pariuri, îi îndeamnă pe oameni să nu se uită la niciun meci dacă n-au un bilet. Da. Toate reclamele, noi am făcut niște produse pe tema asta pentru care ne-am închis toate ușile
în zona asta și refuzând când au zis, aibă că așa, am analizat reclamele. Da? Totul e normal, totul e în familie, toate reclamele astea sunt despre normalitatea unei adicții. Da. Și știi care e de fapt și de drept partea care e mai mult decât obscenă? Că în fața evidenței clare și când le dai peste mână, se retrag dintr-un loc și îi găsești în celălalt. Este un business care capitalizează pe slăbiciunea umană. Da. Dacă pleacă dintr-o parte, se va duce în cealaltă. Asta face profitul. Asta face profitul și asta ridică, dacă vrei, chestiunea reglementărilor la un nivel fără precedent. Când s-a pus problema, spre exemplu, în rețelele sociale despre manipularea psihologiei oamenilor, astfel încât să voteze diferit sau să consume produse digitale diferit, inclusiv în comportamentul lor online de shopping și așa mai departe, ce a putut să facă Uniunea Europeană a fost să dea o amendă de câteva miliarde de euro. Miliarde de euro care erau profitul pe jumătate de zi pentru companiile respective. Da, da, da. Și care nu contează. Și care nu contează. Citesc acum o carte scrisă de un tip de la The New York Times, se numește The Chaos Machine, și care fix asta analizează cu toate dovezile de la tot felul de whistleblower, de la tot felul de oameni specialiști care au analizat. E o carte abia ieșită luna trecută. Este pe Amazon pentru cei interesați, bineînțeles în limba engleză, la noi poate peste 2 ani, când s-or schimba iar toate lucrurile, și care vorbește foarte clar cu dovezi concrete despre cum rețelele sociale nu doar că ne transformă în produse, că noi ne ducem atenția acolo, că nu, ne rerutează creierul cu totul. Absolut. Aici e marea problemă pe care nu înțelegem. Nu rezolve asta cu amendă, nu rezolvi cu absolut nimic. Această nenorocire de gratificare instantă, de, ai văzut, nu mai au constat la copii, stau de vorbă cu copii foarte mult, care, nu știu, vin să învețe, vor să facă, vor să, sau îi avem abonații plătitori de pe YouTube care dau bani și vin și mă întreabă tot felul de lucruri, stau de vorbă săptămânal. Și constat la cei mai mulți dintre acești copii că ei nu mai au ceea ce noi aveam crescuți într-o lume analogică, răbdarea necesară. Nu mai sunt dispuși nici măcar să discute despre asta, nu se apuce. Răbdarea necesară să înțeleagă procesul și apoi să-și suflece mânecile, să pună mâna pe lopată. Corect. Și să înceapă munca aia grea, fără de care nu faci nimic, nicăieri. S-ar putea totuși ca eu să mă fi înșelat. Eu, la un moment dat, am zis că nu o să fiu răzbunat în timpul vieții mele, apropo de sănătatea mentală. Okay. Se spunea în 2000, când a apărut primul studiu GBD, Global Burden of Disease, povara globală a bolilor, se spunea că boala mentală va fi cap de afiș până în 2030. Deja în 2022, după o pandemie care n-avea cum să intre în calcule, este crucial, este miezul din dodoașcă. Ce facem în deceniile care vin cu sănătatea mentală? Și în bazinul de sănătate mentală avem deocamdată rechinul alb, dar avem și toți răpitorii ăștia mai mici. Între noi fie vorba, rețeaua digitală nu este un rechin alb. Dar s-ar putea că este următorul top predator. Corect. Adică predator de top care nu are rival, cum a fost T-Rex în Jurassic, acum 60 de milioane de ani. Pentru sănătatea mentală va fi următorul top predator. Pentru că adevărul golgoluț este că e mefistofelică rețeaua socială. Da. Absolut mefistofelic. Da. Trocul faustian este perfect. Și îți dai seama de asta abia după ce încerci și te convingi să încerci un digital detox din asta și să vezi exact... Du-te la Moici unde n-ai semnal. Să vezi. Eu așa am început după ce am citit câteva cărți despre minimalism digital, tot felul de lucruri, detox și așa mai departe. Și am început acum câțiva ani, când am început să și recomand cărți, și am început luna decembrie-ianuarie, atunci când terminăm emisiunea până începem pe alta. Apoi, nu știu, luna august sau luna iulie, în care noi stăm, pe care am văzut, zic, bă, stai puțin, că sunt niște schimbări fantastice în tot. Da? În tot. Și am început să nu mai scriu, am început să nu mai postez, am început să nu mai fiu acolo, pur și simplu. Adică chiar dacă apar cumva că am postat ceva, nu sunt eu. Da. Știi? N-am făcut eu aia. E și... prea puțin, prea târziu să mai întorci roata istoriei de la revoluția digitală. Clar. Dar nu-i târziu să reglementezi. Aici, de fapt, vreau să ajung.
vorbind astăzi despre alcool, sunt câteva lucruri. Alcoolul este cu noi de câteva zeci de mii de ani și instituțional, inclusiv prin legi și prin observații empirice, este de mii de ani. Da. 5.000. Este cam așa. Bătrânul din bazin. Știi că se vorbește că irlandezii au făcut distilat? Au, nu, chinezii. Au făcut cam multe alte lucruri. Și aveau un plan multimilenial da, cu chestia. Da, da. Epoca digitală a început acum 20 de ani. Nu acum două secole. Adică este prâslea într-un an creștea câți alții în 10. Și a cuprins mapa mondul. Sunt 7 miliarde de utilizatori. Și se diversifică. Are o creștere metastatică. Ce se va întâmpla fără reglementare în următorii ani? Sunt unii care sunt ludiți, așa se cheamă, care sunt apocaliptici, care zic că o să ducă totul, o să facă implozie. Sunt alții ca mine care sunt deschiși la posibilitatea ca s-ar putea, folosită corect, trambulinată cum se cade, să fie o unealtă fantastică de educație, de educație, de învățare, de schimbare, de tot, cât privește acești prădători antici despre care vorbim astăzi. Ajunge foarte repede. Wildfire este foc în paie la un moment dat. Noi încă n-am reușit, de exemplu, să deslușim, cât privește teoria conspirației în pandemia de COVID, cum de ars atât de bine focul conspirației încât să putem extrage chestia și să o emulăm și să o folosim ca tehnică educațională pe anumite lucruri. Nu e vorba despre frică aici. Este vorba despre packaging, despre pachet. Pentru că noi când vine vorba să educăm copilul, poporul și mai departe, scoatem o față pătrată într-un costum frumos care zice niște vorbe. Suntem în continuare bătrânicioși. Da, de acolo nu se poate contamina nimeni. Nu prea poți să iei foc cu chestia asta. Uite, omul ăsta povestește despre tot felul de astfel de experimente, să zicem așa, făcute prin tot felul de sate, de până Asia, de pe colo, de pe colo și zice la un moment dat că a scăpat un zvon pe rețele cineva ca să vadă răspunsul că într-un sat, altfel traversat de tot felul de turiști, dar destul de izolat, erau răpiți copii pentru a fi duși apoi celebra ambulanță neagră, dar nu era cu ambulanța, pentru a fi duși apoi să facă, să fie lucrători sexuali, să zicem așa. Și s-a dus zvonul ăsta pe rețele. Oamenii și-au făcut miliții ale lor, adică s-au strâns sătenii, deși nimeni nu știa, bă, cine, alu Vasilica, alu care a fost, cum, ce s-a întâmplat, nu și-au luat aceste informații. Toată lumea a avut asta pe WhatsApp și pe Facebook și s-au organizat și a durat, nu știu, o săptămână, două, nu mai rețin exact în carte, până când a fost primul turist omorât, traversa. Pur și simplu. Pur și simplu, da, din această cauză, adică contaminarea este... Pentru asta, pentru orice formă de reglementare, ar fi nevoie de un dicționar, de un vocabular care încă nu există. Și inclusiv vis-a-vis de alcool sunt anumiți termeni pe care noi încă îi folosim tributar unor vremuri când modelul de adicție era cumva hidraulic. Era o fază de încărcare și o fază de descărcare. În taxonomia dependenței de alcool și în zilele noastre, dacă stai să te uiți la împărțirea bolilor, este cumva succesivă, incremental crescândă, ca să citez un fost ministru al educației, da? Profesor de matematică, printre altele, și Moroșa. Incremental crescând. Omul n-a făcut un pleonasm acolo, dar era foarte pe aproape de el. Ca și cum sunt trepte. Și treci de la una la cealaltă și de la cealaltă la următoare și vezi, Doamne, ai ajuns la maximum gravitas, care e dependența. Nu e așa! Nu este așa! Mm-hmm. Sunt oameni care devin foarte repede adicți. Fără să fie legat neapărat de impactul substanței, cât de meta-impactul chimiei mentale a omului cu habitusul. Păi, hai să zic, uite, îți dau exemplul meu. Până prin 2013, când am hotărât să o iau pe un drum către sănătate, nu știam exact pe unde să o apuc, acum 10 ani. Aveam aproape 130 de chile, m-am văzut pe mine și am zis, bă, n-o să pot să duc acest rit dement, începusem emisiunea pe post național, zic, bă, și am luat-o cu regim, cu diete, cu nenorocire, am făcut tot, orice, toate tâmpeniile le-am făcut, să nu mănânci, să slăbești, să faci, să dresi.
Așa, disociate, rahaturi, toate. Cu băutura la fel, am zis, bă, nu mai beau. După care am zis imediat, bă, nu pot să nu mai beau, nebun, toată lumea în jurul meu bea mult, tot timpul, ce o să fac? Eu nu că beam, beam foarte mult, eram sufletul pentru mai nu puteai și beai, te urcai pe mese, cântai, chemai lăutarii, era nebunie. Bun. Și am zis, o fac, nu beau în cursul săptămânii. Adică, bă, de duminică, da, de când te trezești din beție, până vineri seară, când te înapoiezi în cuib, nu pun gura pe nimic. Da, sâmbătă și duminică, merge. Fără să-mi dau seama că, de fapt, tu nu faci decât să întreții nenorocirea asta. E, vreau să spun că atunci când am încercat pentru prima dată, vreo 3-4 ani mai târziu, că am văzut că nu merge nici cu sala, nici cu aia, dacă nu ieși din bucătărie, dacă nu ieși din alcool, dacă nu... am zis, bă, ia gata, mă, las alcool. Și vreau să spun că atunci mi-am dat seama că, de fapt, eu eram dependent de alcool. Pentru că ajungeam acasă și începeam. Eram într-un sevraj din ăsta foarte... Mă întreba nevastă mea, ce ai zis? Bă, aș bea ceva. Nu beam mult când ajungeam acasă. Corect. Îmi puneam un pahar, adică nu era vreo chestie, bă, rar și al doilea când, nu știu, știai că ai o zi ușoară, a doua zi te scoli un pic mai târziu sau... Da, era chestia asta și eram terminat. Îți mai spun un lucru în universul ăsta care e foarte granulat, de fapt, cu cât te uiți mai atent la el. Noi continuăm să vedem alcoolicul ca fiind un personaj de gen masculin, prin definiție. Da. Ca fiind o problemă a masculinității și al eternului falus. Eu am paciente tinere care sunt fie psihologic, dar unele deja și fiziologic, biologic, dependente de alcool. La femeie e un pic altfel. În primul și în primul rând, acceptabilitatea socială este mică spre nulă. Palierul lor de suport este mult mai subțire la băieți, la bărbați. La un moment dat pun băieții umărul. Păi nu se mai poate cu dănuț. Hai, ne ducem facem o intervenție. Îl luăm, poate îi mai dăm și o scatoalcă, îl ridicăm, îl ducem. Fii bărbat. La femei e un pic diferit. Consumul de obicei este în solitaritate, în solitudine. Cantitățile de alcool poate că nu sunt foarte mari, dar impactul asupra ecosistemului hormonal al femeii este altul, este mai mare. Complicațiile sunt sensibil diferite decât la bărbați. Unde mai pui, și asta este iarăși o nebuloasă în România, că sunt femei care continuă să consume alcool în sarcină, drept urmare, noi avem copii care se nasc în fiecare an cu ceea ce se numește FAS, Fetal Alcohol Syndrome, sindrom alcoolic fetal, care este diagnosticat de neonatologi, dar tardiv, adică este deja la destinație pe parcursul sarcinii și așa ne chinuim să monitorizăm cât de cât sarcina aia, ecografic, biologic. Nu face nimeni monitorizare psihologică, psihiatrică a sarcinii. Drept urmare, te uiți deodată, oare câte femei or fi? Or fi 50.000, or fi 150.000, or fi 250.000. Este marea umbră, știi, marea beznă în privința alcoolului, ce se întâmplă de fapt cu femeile consumatoare, care, paradoxal, dacă e să vorbim de femei, pare că vin mai des la psiholog sau la psihiatru, poate vorbim că vin mai des, ca și la doctor în general vin mai des. Dar vin mai rar dintre cele consumatoare de alcool. Bărbații care, să zicem, sunt deprimați, poate că vin mai greu sau mai târziu, dar femeile consumatoare de alcool, aproape niciodată, cu mici excepții, vin per prima, să-ți spună doctorul, eu cred că am o problemă legată de consumul meu de alcool. Descoperă asta pe drum. Descoperă asta în conversație. Unde mai pui că, de obicei, când vine vorba de alcool, medicii nici nu-și pun problema să întrebe. Da. Pentru că tuturor li se pare ok, am văzut inclusiv oameni care vorbesc la televizor, chiar medici fiind, nutriționiști, vorbind despre sănătate, dar neavând nicio problemă cu alcoolul. Adică, sau o atitudine care este sau, complice, ambiguă. Da, aibă un pahar cu vin, bem toți în fiecare seară. Bă, nu! Da. Ba chiar este sănătos. După un infarct miocardic, un pahar de vin roșu la masă. Spune legenda. Și medici mulți. Și legenda, din păcate, a fost contrazisă recent. Da. Aceste adevăruri științifice, spre deosebire de cele revelate, nu sunt definitive. Suntem supuși erorii.
Oamenii măsoară perpetu, își asumă greșelile trecutului la nivel de ghiduri, proceduri, regulamente. Că mai vin unii și zic, stai bă, domnule, că acum 20 de ani un studiu, bă, ai unul de azi, că s-au făcut, dar cu 20 de ani, până acum s-au făcut 10.000 de studii. Da. Și în ultimii 10, toate spun același lucru. Hai să ne luăm după astea. Nu? Și că... nu este o vendetă împotriva industriei. Asta este o altă chestiune. Da. Pe care trebuie să o repudiezi ab initio, pentru că am avut de-a face cu chestia asta la diverse mese rotunde. Ne mai vorbim de faptul că și oamenii din industrie au fost un pic contrariați că am refuzat să particip la studii care sunt sponsorizate într-o formă sau alta, de industria berii, de fabricanții, de gin, de nu știu de care. Vedeți-vă voi de treburile voastre și ne vedem noi de treburile noastre. Corect. Pentru că e un spin, e o vârtelniță acolo pe care oamenii o dau. Arată-mi și partea bună a întunericului. Zim și ceva ok. Da, știi, era polifenolii, dân, nu știu ce. Era un banc sec cu un pacient și doctorul vine și pacientul speriat întreabă, doctore, cât mai am de trăit? Și doctorul spune 10. Și pacientul zice, 10 ce? Și doctorul zice, 9, 8, 7. La fel și cu spinul pozitiv asupra alcoolului, ca substanță psihoactivă. Eu am să văd toată viața mea ca substanță psihoactivă, la fel cum zahărul merită și ăla un capitol la de fel, la fel. Este o substanță psihoactivă la fel de adictogenă ca alcool. Sunt atât de înjurat în ultimii ani am vorbit despre cât de rău este zahărul, despre cât de mult rău ne face, despre lucrările lui Robert Lustig, de pildă, care a scris Metabolică, ultima lui carte, care este extraordinară, și toate prelegerile care sunt de găsit pe YouTube și peste tot. Și oamenii zic, pleacă, bă, de aici, zahăr, du-te, bă, de aici. Este suficient să observi ponderea la raft unde zahărul apare la un moment dat în propoziție. Da. E suficient. Da. Intră în orice magazin și uită-te unde este alcoolul, unde este zahărul, unde este grâul, unde este carnea și uită-te după aia dacă mai e loc și de altceva. Da. Și după aia, păi 20% s-a făcut. E un curs foarte mișto, gratuit, la Stanford. Introducere în nutriție. E un curs făcut cu Michael Pollan. E o chestie foarte, nu știu, vă ia 2 ore să-l iau. Eu l-am mai tot recomandat. Și sunt calcule făcute. Și Pollan vorbește despre un studiu și e foarte mișto că e și o imagine cu un hipermarket. Adică te învață în studiul ăsta inclusiv cum așează ăștia marfa și unde și cum e traseul și ce traseu ar trebui să urmezi și ce ar trebui să eviți ca să scapi de nenorociri. Și într-un hipermarket, dacă dai la o parte toate produsele superprocesate, pe care au zahăr, care au carne superprocesată și așa mai departe, dai 80% din marfa afară. Bineînțeles. 80% din marfa. Păi pentru că acolo, din perspectiva businessmanului, pot să înțeleg. Din perspectiva mea ca medic, indiferent de specialitatea mea, mi-e greu să tac. Pentru că, spre exemplu, eu în meseria mea dau medicamente care au efecte metabolice, din păcate. Judecățile în psihiatrie uneori sunt într-o bandă foarte îngustă. Urmărești să obții un bine, uneori chiar cu titlul de necesitate. Sacrificiul este mare pentru binele ăla. Nu o să intru în detalii de ce se întâmplă așa. Există și care treaba asta. Nu mă duc la psihiatru, că l-am dat niște pastile de mă paradez pe altă parte. Ascultă-mă, dar nu numai în psihiatrie se întâmplă treaba asta. Și pastilele de hipertensiune au plata lor în natură de multe ori. Pastilele pentru rinic, la fel, plata lor. Pastile de prostată. Și putem să mergem far and wide. În toată medicina o să constați că, de fapt, medicamentul, pentru cât obții de la el, trebuie să-i dai ceva, fără să fie asta o fatalitate. E bine, am pacienți care iau medicamente care au efecte secundare metabolice, uneori serioase. Poftă de mâncare insațiabilă, risc pentru diabet, etc. Cu oamenii ăștia stau și discut despre, 1, relația cu alcoolul nu e negociabilă, apropo. Nu e, stai că diseară ies cu prietenii să beau o bere și nu-mi iau tratamentul. Nu, e zero. Îmi pare rău, e zero, aici ești, goodbye, ai de ales, stânga-dreapta. Dar și când vine vorba de anumite alimente. Sunt foarte puțini dintre pacienții mei care să-și păstreze, spre exemplu, greutatea și sănătatea pe medicație. Majoritatea o să continue să mănânce așa cum mâncau și înainte, mediocru, și vor avea de suferit. Pentru ei bătrânețea vine mai repede. Dismetabolia e o formă de bătrânețe. Și vezi oameni dismetabolici la 30 de ani, dar al căror ax energetic este al unui om de 65 deja. Ei nu arată.
Știi? Pe din afară. Da. Dar pune-le analizele anonimizate. Corect. Și o să constați că sunt bătrâni. Ăștia sunt candidații la accidente vasculare, infarcte miocardice la 40 de ani, boli de vase pe la 45 de ani. Și apoi vezi toată lumea că zice, domne, băiat tânăr, domne, nu, nici nu bea foarte mult, nici nu consuma, nu pierdea nopțile, așa, era stresat un pic la muncă. Dacă le adun pe toate... Dacă le adun și te uiți, de fapt, ce mănâncă oamenii, cum mănâncă oamenii, ce îi duce pe oameni la doctor, care este, cât de dorm, fapt... la ce ore... Exact, care este, de fapt, natura prevenției pe care vrei să o duci în populație. Noi avem astăzi în România, financiar, pe bani, bani pe bani, față de momentul 2006, când am intrat în Uniunea Europeană. Avem un buget... 2007. Tot timpul zic 2006. Da, că s-a intrat pe 31 decembrie. Exact, da, așa. Just. Față de momentul respectiv, avem în valoare absolută un buget al sănătății de 10 ori mai mare. Sunt de atunci, câți ani sunt? 17, 16, 13, 14, 15 ani, n-am uitat matematica la ora asta. 15, este de 10, 15 e de 10 ori mai mare în valoare absolută. Nu ne-am înmulțit noi populația țării de 10 ori. Nu sunt lucruri care să fie devenite minamente mai scumpe. Dar pe de altă parte n-am scăzut mortalitatea de 10 ori la anumite categorii. A crescut. A crescut la un. Suntem primii în Europa, sau locul, dar am dat noi în emisiune treaba asta de mai multe ori, la mortalitate din cauze prevenibile. Corect. Adică, asta intră aici, nu? Asta intră aici. Numărul de diabetici s-a înmulțit. Numărul de persoane diagnosticabile și diagnosticate cu boală cardiovasculară, oncologică și implicit maladie mentală s-au înmulțit. Pe unii nu că s-au înmulțit ei, cât am început noi să-i descoperim, asta e avantajul banului mai mult în sănătate, că-i vezi mai mulți, dar alții realmente au ajuns să aibă o sănătate mai proastă pe măsură ce... Banii au crescut. Banii au crescut. Pentru că... Pentru că i-au dat, cum se zice, cum era versetul ăla când eram noi copii, nu dați banii pe prostii, luați bomboane la copii. Corect, da. Au luat bomboane la copii. Mm-hmm. Au luat bomboane la... Minima prosperitate aduce cu ea o mizerie alimentară de nedescris. Da. Și un alcool pe care îl cumperi, pe care poate că înainte nu ți-l permitea, dar de data asta te duci și nu o să-ți iei o bere, că acum ești șmecher. O să-ți iei la pet. O să-ți iei oversize, jumbo, big, huge, imens. Sau, uite, eu nu înțeleg asta în aleile astea din hipermarketuri. Există în toate, cred, acum, dar am văzut în special la Carrefour, există un magazin pe care eu l-aș interzice pur și simplu de la... Deci, pe bază de zahăr, zahăr brut, sunt magazinele alea, dacă le-ai văzut, care au toate formele de zahăr atât de atractive pentru copii și sunt ce nu e cu zahăr, sunt baloanele alea, niște baloane să le vadă copiii de departe, știi? Și copiii trec, ăla e teșgheaua aia ta, este tixită cu lucruri în toate culorile și stai și te uiți că nu poți să treci acolo cu copilul mic. Eu am stat, fac niște chestii de-astea câteodată, chiar dacă mă cunoaște toată lumea și mă oprește, mai am zile când merg și mă așez pe o canapea de-aia la 10-15 metri și stau și mă uit să văd cum se comportă. Mi-aduc aminte de mine, complet imbecil și needucat când am avut copii mici, mici, 2, 3, 4, 5 ani. Și aveam chestia asta, băi, nu vor avea copilăria pe care am avut-o eu, da? Să mănânce pâine dată până apă și cu zahăr. Și zahăr, da? Da? Și atunci le cumpăr, azi una, mâine una, apoi mâine una, până când am început să citesc, până când m-am expus, da, educație. Și stau și mă uit și văd, uite câți de Dragoș trec acum pe aici și fac aceleași greșeli fără niciun fel de... Și cei mai mulți dintre ei probabil nu se expun la... De-aia și fac toate lucrurile astea. Că până într-o zi în care cineva îndrăznește să fluiere în biserica asta, știi? Da. E tirania majorității în anumite privințe. Până când cineva vine și spune, uite care e treaba, sucurile acidulate, nu, gata. Sucurile pe bază de zahăr, nu. Da. Sucurile, da. Meniurile de tip junk food sau grăsimi saturate, nu. Nu. Dar acestea sunt reglementări pe care, în mod normal, zic, un guvernant ar trebui să le impună la nivel de politici de sănătate. Și mă aduc aminte când eram în Canada, a trecut Bill of Health, da? Un amendament la legea sănătății, în care erau interzise grăsimile saturate.
în orice stabiliment public pentru gătirea alimentelor procesate, tip deep fry și mai departe. Era un bill of law, bun, la revedere, din momentul ăsta s-a terminat. Și au dispărut uleiuri de pe piață. Da. Pentru că a fost concluzia unui studiu aprofundat între Comitetul lor de Sănătate, CIHR, și entități și universități, și lumea aia funcționa. Da. Eu mi-aduc aminte, prima mea legătură cu uleiul de palmier a fost când un cârciumar care mi-era prieten a zis, eu era, nu știu ce, am mâncat ceva bun. Și a zis, păi, eu prăjesc în ulei de palmier. Atenție, se întâmpla cu 25 de ani. Nu se știa absolut nimic. 20 de ani. Cum adică ulei de palmier? Am ulei de palmier, ăsta e cel mai bun. Zice, hai să-ți arăt. Și mi-a arătat-o de aia de care găsești la metro, la peste tot, ulei de palmier. Zice, uite, ăsta e uleiul de ăsta. Și fii atent, cred că vreun an, un an, la noi nu cum să zic, n-a apărut niciodată nicio știre. Eu eram tot ziarist, tot, deci nu... Un an îmi aducea ăsta când făcea el aprovizionarea și eu mă duceam o dată pe lună și luam o de-aia de ulei de palmier. Băi, ăsta e că ăsta e bun, ăsta e că e super sănătos și vorba aia, vegetal, adică nu e... La prima presă. Adică nu putea să fie ceva rău cu acest ulei, știi? Adică, iată, așa funcționăm. Da. E, asta acum, uite, iată marele avantaj cu rețele, cu internet, cu tot. Bă, chiar afli... Poți să afli orice despre un produs, despre o substanță, despre tot poți să afli. Dacă te interesează, poți să afli. Adică dar sunt în cele din urmă, instrumente... când vine vorba de ce poate să facă omul, ce poate să facă o comunitate, ce poate să facă o breaslă, ce poate să facă o voce, mai rămâne și bucățica în care să vină statul la un moment dat să spună de azi înainte. Clar, aia e cea mai mare bucată. Dar uite cum se întâmplă la noi în România, că sunt aspecte care țin de siguranța alimentară în sănătatea publică, sunt aspecte care țin de încrengătura asta intersectorială și am o mică experiență mai recentă și de angajament guvernamental, unde încă trăim într-o schizofrenie administrativă. Nu există lead, cum zice englezul, nu există mintea luminată genul ăla de fluieraj din Hamelin care să înceapă un cântecel să se ducă șobolanul guvernamental după el, într-o zonă de genul ăsta, în care chiar să faci lege, chiar să legiferezi de adevărat, nu să te duci să dai cu deștul întrebător în Parlament, să zici că ești parlamentar, chiar să faci o lege care să aibă impact social, să nu fie despre bani, să nu fie despre pensii, să nu fie tot timpul despre trecut, despre bătrân, despre... Nu, să fie despre copii, să fie despre viitor, să fie despre oamenii care sunt, paradoxal, cei mai vlăguiți și cei mai neglijați din România. Contribuabile. Adică the workforce. Fără să fim acum criptocomuniști. Da. Proletariatul ăla de care se lăuda în cele unul dictator, să zicem, stai puțin. Noi cum ne îngrijim de sănătatea oamenilor care până la urmă îți finanțează ție buget, îți țin ție sistem. Lor ce le dai? Cum vii către ei, către copiilor, către familiile lor? De-abia de acolo începe conversația. Asta nu înseamnă că neglijezi vârstnicul, asta nu înseamnă că neglijezi bolnavul cronic. Dar medicina care e centrată pe boală este o cârpeală în cele din urmă la nivel macro. Clar. Nu faci decât să stai la capătul terminal, să zici, matale, ce ai infarct miocardic, ia o pastilă, băgăm un stent. Dar omul ăla este predispus de niște ani, bolnavul psihic, vine, nu mai dorm de 3 ani. Lasă că e bine, hai că o să dorm de acum înainte. Corect. Dar unde a fost omul ăla în ultimii 3 ani? Accidente de circulație, nu mai vorbesc. Impactul pe siguranță rutieră. Tot ceea ce înseamnă dizabilitate socială, comunitară, sunt comunități întregi care sunt pierdute, care sunt deferentate. Unde n-ai nimic. Uite, te uiți în comunități întregi, noi încercăm acum să facem la Ploiești, de pildă. Bă, n-ai locuri unde să te întâlnești, să te vezi, să vezi un spectacol, să vezi o muzică, să vezi niște oameni, că se adună nu doar ca să bea și să mănânce. Corect. Știi? Aici eu am să spun un lucru. Poate că sunt naiv. Da, poate că o să mă pomenești la un moment dat. Uite, a fost nevoie, ca să parafrazez clasicul șanță, să înceapă un război lângă noi și să fie un val mare de migrații, de oameni cu adevărat necăjiți. Lăsând la o parte orice comentariu despre mașină lor de tracțiune integrală. Da? Mi se pare incredibil. Oameni cu adevărat necăjiți. Încât să dăm o probă a protecției noastre sociale, cam cum am putea o face dacă ne punem mintea cu ea. Mă uitam
prin România din momentul 24 februarie până astăzi când stăm noi de vorbă, au trecut 2.7 milioane de oameni dinspre Ucraina și sau înspre Ucraina. Cam cât un București în exil. Știi că în marele exil din primul război mondial, 1 milion de români au părăsit capitala, s-au dus la Iași, unde vremelnic am avut capitala regatului, că era ocupat Bucureștiul de către trupele militare. Da? Măi, un București a trecut prin România din februarie și până acum, de 7 luni. Dacă nu, cumva s-au împlinit săptămâna asta. Mm-hmm. Și pe majoritatea acestor oameni, în mod zdrobitor, 2 milioane de oameni, i-am asistat. I-am omenit. Am avut unde să-i căzăm noapte. Am avut unde să le dăm un dram de mâncare și mâncare bună. Am avut cum să le dăm haine. Am avut cum să le dăm explicații. Am avut cum să le dăm fluturaș. Am avut cum să le dăm protecție temporară. Am avut cum să-i găzduim. Am avut. Bă, dar de unde am avut? De unde noi înainte n-aveam. Ba poate că aveam și poate că nu ne păsa. Și un pic rușinos, paradoxal, că a trebuit vorba aceea să vină un ucrainean ca să ne dăm seama că avem omenie unde pentru român n-am avut omenie. Că noi așa suntem în România. Adică tindem mai degrabă străinului necăjit să-i dăm un codru de pită decât unui vecin. Că suntem smintiți. Ori, în domeniul ăsta al sănătății, prevenției, protecției sociale, reforme în ceea ce privește categorii marginalizate, tot ceea ce înseamnă vulnerabilitate, că ziceam că poate că-s naiv, dar poate o să mă pomenești. Ce s-a întâmplat acum în lunile astea e o lecție de viață și de istorie pe care vom putea să o descărcăm în viitorul ăla în care ne pregătim de pace și poate că la un moment dat se termină toată nenorocirea asta, pleacă fiecare la castele lui, cum se zice, și noi o să rămânem cu experiența asta pe care mi-aș dori să o putem descărca înapoi. Eu nu cred. Mi-ar părea rău. Nu cred că vom să vrea. Nu. Păi de ce să nu? Păi nu, noi vrem așa fiecare pe persoană fizică, știi? Dar împreună nu prea ne droim lucruri împreună. Nu vezi sunt, fiecare eu caută sunt foarte mândru de ce au făcut românii în astea așa. Da, și eu. La graniță. Da. Că am devenit vorba aceea extraordinar. De pomina lumii, nu la mână că n-aveam noi reputația, ba chiar pe dos. Doi la mână că nu știau că avem oportunitatea asta de conectomică și am făcut-o. Da. Trei la mână că odată făcută, tâmpiți suntem dacă o distrugem. Realmente. Pentru ce? Pentru comunități, pentru români, pentru tot ceea ce înseamnă, de fapt, viața vibrantă a ONG-urilor și comunităților locale și din orașele mari și din orașele mai puțin mari. Au căpătat o voce, au devenit vizibile. Ori aici nu e care pe care. Dacă noi, după o pandemie și după un război, tot nu o să învățăm că e o singură țară și pentru ăla de stânga și ăla de dreapta și că tratamentul României nu e să pleci din ea ca să se facă România soluția, bine, da, da. Soluția e să vin ea. Ce aduci în ea, ce pui în ea. Pentru că și aici, tu știi, discutând despre sănătate mentală și alcool sau substanțe sau adicție, etc., e o chestie, eu lucrând deja din 2008 încoace în România cu acte în regulă, cumva mi-am refuzat aclimatizarea asta, înculturarea asta înapoi la spiritul României, din care eu plecasem la studii. Tot timpul altcineva e de vină în România. Tot timpul altcineva e responsabil în România. Dar nu, vezi tot de treaba ta și nu te mai bizui că altul ar trebui să facă înainte. Pentru că dacă ar face fiecare, cum zicea bunicul meu, Dumnezeu să ierte, curat în dreptul curții lui, de bălici, ar fi toată ulița mai bună. Ori și aici. Asta e greu la înțeleg. E greu, dar în general drumul la Dali e greu. Iar rețeaua socială... Se numește efectul gravitației. Da. Iar rețeaua socială tocmai asta face. Îți te lasă să scrii acolo niște lucruri fiind vedetă, mai ales pe paginile unora mai cunoscuți, cum se întâmplă și ție, știi? Și întotdeauna e altul care e de vină și eu m-am descărcat acolo. E un catarzis. Chiar dacă ulița în dreptul meu e plină de bani. Da. Lăsată chiar de mine. Și în tot drumul ăsta mă gândesc că la orice moment o brumă de umor nu strică. Bruma asta de umor te salvează de la disperare. Dacă n-am râde măcar un pic din când în când. Da. Dacă... Problema e când ne resemnăm în chestie. Nu văd. Știi? Decât în anumite zone și acolo e cu adevărat neplăcut. Unul dintre orașele care în martie-aprilie când am vizitat, care pe mine m-a surprins, a fost Huș. Eu știam de Huș doar din povești. Și am descoperit niște oameni foarte faini la Huș, pe măsură ce orașul ăla, care era un târgșor absolut uitat și cu o economie absolut inexistentă, era trezit la viață de migranți.
fost incredibil ce calitate au putut să aibă oamenii respectivi. Cine Dumnezeu știe de huși în zilele noastre? Sau oameni din, iarăși, comunități marginale, pe care nu putem neapărat să-i legăm de chestia asta, dar putem să legăm, spre exemplu, de COVID, de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Și care au avut niște soluții foarte ingenioase. Nu e clar că se vede asta, cresc comunitățile în România. Sunt cresc zone unele în care, da. Unele zone unde oamenii au înțeles și vor mai bine ce au de făcut. Corect. Vor mai bine, vor mai mult. Da, mersi mult pentru discuție, a fost super și vreau să mai facem, mai ales în zona asta, cu aceste subiecte tabu, cu aceste subiecte, vreau să spun că am avut pe zona asta de pariuri, am avut discuții cu oameni pe care eu i-am sunat, sportiv de mare performanță, și le-am zis, bă, ți-ai pus vreodată problema că tu promovezi pentru niște bani, nu contează, când sunt unii care zic, domnule, eu donez banii ăsta, ok, că îți folosești imaginea pentru o chestie. Noi când am realizat asta acum mai bine de 5 ani, că pariurile nenorocesc oameni, am renunțat la o rubrică sportivă care era sponsorizată de o casă de pariuri și de unde câștigam vreo 10.000 de euro pe lună, tocmai pentru treaba asta. Adică am zis, bă, nu e ok, că noi avem și noi scăparea asta și am folosit-o vreo 3 ani. Că luam foarte mulți bani de acolo, țineam în viață și cu emisiunea și cu plăteam câteva salarii. Domne, facem chestia asta că noi vorbim despre sport. Dar scria acolo la început că Cutărescu și pariază și cotele și nu știu ce, că avem asta. Și am întrebat pe mai mulți sportivi, bă, îți dai seama că prin ceea ce faci, punându-ți imaginea acolo, făcând chestia asta normală, sunt foarte mulți oameni pe care pariurile astea îi nenorocesc, le distrug familii, copii și așa. Bă, nu m-am gândit niciodată că asta cu pariurile acum e normală, că e peste tot. Da, e o discuție întreagă aici, da. Știi? E o super discuție, da. Și poate o facem împreună. O facem. Mersi mult. Asta a fost. Să fiți cu noi. Dacă nu sunteți abonați pe canalul de YouTube, faceți-o și ne vedem de luni până joi la TV de la ora 22 la prima. Da? Să vă fie bine.